Bună ziua, Balanță, și bun găsit la leopscopul vostru pentru luna iunie 2019. Voi v-ați clasat pe locul 3 din punct de vedere al vizualizărilor în luna mai. Balanța este zodie de aer, începe din 23 septembrie și ține până în 22 octombrie. Deci, după cum știți, pentru aceste citiri în zona dragostei și a relației de cuplu, folosim setul de cărți The Romance Angels, din care vom extrage 3 cărți, și setul de Limba secretă a culorilor, din care vom extrage o carte. Și haideți să începem. Deci, aceste citiri sunt valabile pentru luna iunie 2019, pentru zodia Balanță, în zona dragostei și a iubirii. Trei cărți vor reprezenta prezentul, trecutul și viitorul. Dacă simțiți că rezonați cu aceste mesaje, puteți să le puneți în aplicare sau să le urmați sfaturile pe parcursul lunii iunie. Iar dacă nu rezonați, aceste citiri nu sunt pentru voi. Prima carte este pe poziția prezentului, cea de-a doua trecut, iar cea de-a treia viitor. Același lucru vom amesteca setul de cărți Limba secretă a culorilor, set din care vom extrage o carte care ne va arăta culoarea cu care vom putea lucra pe parcursul lunii iunie în zona iubirii. Vom primi anumite mesaje, recomandări, ghidări, informații în acest sector. Deci, Balanță, prezent, luna iunie 2019. Dependență, trecutul vine cu cartea încredere, iar viitorul eliberează-te de fostul partener. Iar culoarea voastră balanță pentru iunie este cărămiziul. Le vom lua pe rând, le vom explica și vom vedea mesajele care vin de la aceste cărți. Deci, Balanță, prima carte care stă pe poziția trecutului este încredere. Situația în care te afli îți spune să ai încredere, este și mesajul cărții. Arhanghelii iubirii îți spun să ai încredere că totul este așa cum ar trebui să fie. Nu te mai îngrijora și nu te gândi în mod negativ, altfel se va crea în jurul tău dramă și negativism. Tot arhanghelii te roagă să îți lași grijile în mâinile lor. Situația prezentă îți aduce binecuvântare și o creștere personală din punct de vedere spiritual, care va conduce la o minunată și romantică iubire. Pe măsură ce îți urmezi drumul pe care te afli, ai încredere că ești în direcția cea bună. Credința îți ridică energia, ceea ce atrage experiențe pozitive și oameni pozitivi, inclusiv partenerul de cuplu. Aceasta este cu adevărat o situație în care, cu credință, toate lucrurile sunt posibile. Apoi avem cartea Dependență, care are mesajul: dependențele îți afectează viața romantică. Această carte răspunde întrebărilor tale într-un mod surprinzător, pentru că în spatele problemelor pe care dorești să le rezolvi, cea inculpată se face dependența. Aceasta ar putea fi dependența de anumite substanțe, un stil de viață nu tocmai sănătos, sau ar mai putea însemna că dependențele partenerului au foarte mare impact asupra vieții voastre amoroase. Și în acest caz, fiecare vă veți da seama cum vi se aplică aceste mesaje.
Și cartea mai poate indica faptul că în copilăria ta ai avut parte de experiențe în ceea ce privește dependența în familie. Dependențele amorțesc inima în fața durerii, dar în același timp diminuează și capacitatea de a iubi. Iubirea fiind principalul ingredient pentru o relație romantică, dependențele devin o barieră ca să înaintezi spre adevărata dragoste și sentimente minunate. Această situație, care până la sfârșit nu are câștig de cauză, va afecta negativ atât posibilitatea de a fi fericită, cât și stima de sine. Din fericire, sunt multe posibilități prin care poți să găsești suport și ajutor din partea celor din jur, fie că este vorba de tine, fie că este vorba de partener. Și dacă ne uităm la prima carte, Încredere, poți să faci o conexie între aceste două cărți. Ai încredere că cu credință și cu, bineînțeles, multă muncă, cu ambiție, totul se poate rezolva. Iar cartea pe poziția viitorului este Eliberează-te de fostul partener, care vine cu mesajul: a venit timpul să-ți purifici energia. Ai primit această carte să te ajute în viața ta romantică și anume, odată ce te vei elibera sufletește, emoțional și energetic de fostul iubit, partener sau soț, viața ta romantică actuală se va îmbunătăți. Beneficiile acestei eliberări, îți va crește starea de fericire, vei simți sentimentul de eliberare și abilitatea de a atrage o nouă iubire. În caz contrar, se va putea încă resimți prezența fostului partener în aura ta. Din momentul în care te vei decide să lași trecutul în spatele tău, va fi finalul relației trecute și începutul pentru o nouă și minunată etapă din viața ta. Este bine știut că acest lucru nu este întotdeauna ușor de îndeplinit, cere multă răbdare, dar cu cât reușim să ne desprindem de trecut mai repede, cu atât va fi mai bine pentru toți cei implicați și, în primul rând, pentru sufletul tău și viitoarea relație. Deci continuă să-ți eliberezi fostul partener, ori de câte ori apar sentimente vechi și familiare, în caz contrar vei putea atrage persoane care amintesc de fostul partener, ceea ce nu ar fi în folosul tău. După cum arată și imaginea din cartea noastră, poți, dacă dorești, să scrii pe o coală albă de hârtie toate momentele grele sau de neîmplinire pe care le-ai avut în relația anterioară și acest lucru te va putea elibera de energiile din vechea relație. Apoi, după ce ți-ai notat tot ce ți-a fost negativ, poți să arzi această scrisoare, ai grijă la focul deschis, dar dacă nu dorești să apelezi la foc, la această metodă, poți să-i chemi pe îngerii iubirii să te ajute să te libereze de atașamentele care persistă în legătură cu fostul partener. În acest fel îți vei putea elibera sufletul de, după cum spuneam, atașamentele care mai persistă în aura ta cu în legătură cu fostul partener. Apoi, culoarea pentru voi, balanță, pentru luna iunie este cărămiziul, după cum spuneam și după cum se vede în imaginea noastră, care vine cu mesajul să te înrădăcinezi. Cărămiziul este o culoare fantastică pentru înrădăcinarea proprie și aduce cu sine acces la inteligența universală. Te regenerează, îți mărește concentrarea,
îți mărește de asemenea nivelul de răbdare, de stabilitate și aduce anumite daruri practice această culoare. Stabilizează-te, rădăcinează-te cu ajutorul razelor de lumină cărămizii, ca și această culoare. Cum putem să realizăm acest lucru? Imaginează-ți că picioarele tale sunt magnetizate de pământ care este bogat în această culoare, cum vedeți și în fotografie. Apoi, poți, o altă metodă ar fi să mergi în aerul liber, afară, într-un parc, cu picioarele goale, atinge solul, respiră adânc și simte energia de vindecare care vine de la pământ. Vizualizează această culoare că se mișcă înăuntrul corpului tău, această energie venind de la pământ. Simte de asemenea cum aceste raze de culoare cărămizii te înrădăcinează acum, în momentul de față. Bucură-te pentru ceea ce simți, permițându-i culorii cărămizii să îți regenereze tot corpul. Și spune fraza următoare: Spirit divin, conectează-mă cu puterea ta infinită și cu inteligența ta. Permite-mi să pășesc pe adevărul, calea adevărată a înțelepciunii, a păcii și a bucuriei. Foarte frumoase mesaje. Dacă e să facem o scurtă recapitulare, ai încredere, balanță, că pe parcursul lunii iunie totul se va rezolva cu încredere, cu poate mai multă rugăciune, multă muncă, de ce nu să ai o discuție cu familia sau cu partenerul, o discuție deschisă și sinceră, să încerci să, indiferent care sunt acele dependențe, să te eliberezi de ele și să te vindeci de ele, fie că este vorba de tine, un membru din familie sau de partener. Aceste dependențe îți afectează viața romantică, dar cu încredere totul se poate rezolva. Și nu în ultimul rând, să te eliberezi de atașamentele care te mai țin în loc în ceea ce îl privește pe fostul partener. A venit timpul să te eliberezi de fostul partener pentru a-ți limpezi energia ta, a-ți face curățenie în energia și în aura ta. Și pe parcursul lunii iunie, de asemenea, poți să lucrezi cu această minunată culoare de cărămiziu care te ajută să te stabilizezi. Are legătură oarecum cu cartea Eliberează-te de fostul partener, pentru că atâta timp cât nu ești eliberată de fostul partener, nu te poți stabiliza. Îți trebuie stabilizare și reconectare cu energia de la Pământ și de la Univers pentru a începe o nouă relație și pentru a putea fi deschisă unei noi relații și a lăsa iubirea să intre în sufletul și în inima ta. Acestea fiind spuse, balanță, eu vă doresc un început de vară minunat, o lună de iunie plină de împliniri, binecuvântări, multă sănătate, multă fericire. Iubiți-vă mai mult, fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, numai bine!